în 2 Corinteni, capitolul 11. Am trudit mult mai mult. Am fost în închisoare mult mai mult. Hai să vedem viața lui. Asta e după ce se convertește la Hristos. După ce Duhul Sfânt vine și schimbă viața, da? Am trudit mai mult, am fost în închisoare mult mai mult, am fost biciuit mult mai sever, deseori în pericol de moarte. Mă opresc sau mai continui? Dacă ar fi așa să facem o analiză și să facem un sondaj, câți dintre noi am fost în pericol de moarte săptămâna asta care a trecut? Câți dintre noi am fost în pericol să murim de foame în săptămâna asta care a trecut? De 5 ori am primit de la iuderi 40 de lovituri fără una. Asta ca să nu te omoare, te lăsa acolo la 39 de lovituri. De 5 ori bătut de iudei. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori am naufragiat. Am fost o zi și o noapte în largul mării, adesea în călătorii, în pericole pe râuri, în pericole din cauza tâlharilor, în pericole din cauza celor din neamul meu, în pericole din cauza neamurilor, în pericole în cetate, în pericole, în pericole în pustie, în pericole pe mare, în pericole datorită fraților falși, muncind și trudind din greu, deseori neputând dormi, flămând și însetat, deseori fără hrană, în frig și fără haine, și dincolo de aceste lucruri era și preocuparea mea zilnică, îngrijorarea mea pentru toate bisericile. Cine este slab și eu să nu mă simt slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dar dacă trebuie să mă laud, mă voi lăuda cu lucrurile care îmi arată slăbiciunea. Dumnezeu și Tatăl Domnului Iisus, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. O viață interesantă, așa-i? O viață interesantă are Apostolul Pavel. Și ajunge la concluzia asta pe care mi-am scris-o jos aici și Apostolul Pavel spune așa: am învățat să fiu mulțumitor cu ceea ce am. Mai repet o dată. Că știți cum e, tendința omenească a noastră este întotdeauna să ia. Să ia. Dar Dumnezeu, dorința Lui este ca El să ne binecuvinteze, ca noi să fim o binecuvântare la rândul nostru. De multe ori noi spunem în felul următor: nu am destul. Dacă aș avea ca și cu tare sau dacă aș avea mai mult, atunci poate aș dărui și eu. Nu vorbesc aici doar de financiar, vorbesc chiar și când venim la casa lui Dumnezeu. Sunt oameni care spun: eu întotdeauna simt că am nevoie ca cineva să se roage pentru mine. Dar cred că cu timpul Dumnezeu te maturizează și te crește în acest proces, încât ajungi la un punct în care tu ești chemat să te duci și să te rogi pentru cineva. Să fii unul care inițiază rugăciune, să fii unul care inițiază încurajare, să fii unul care inițiază bucurie, să zâmbești, să îmbrățișezi, pentru că Iisus Hristos respiră, trăiește, transmite lumina prin viața ta. Pavel spune: am învățat să fiu mulțumitor cu ceea ce am. Observați aici, am învățat. Dacă nu mergi la școală, nu ai cum să înveți. Și fiecare dintre noi, spre maturizare, noi trebuie să trecem prin școala lui Dumnezeu. Există un proces, o școală prin care Dumnezeu te învață. Și te învață duminica asta, și dacă n-ai trecut testul, te învață și duminica viitoare, și te mai trece odată prin test, și te mai trece, pentru că dacă la școală nu iei test odată, trebuie să-l mai dai încă o dată. Și dacă îl treci, ai trecut la nivelul următor. Cu alte provocări, cu alte lupte, cu alte situații care vin și te întâmpină, provocările sunt mai mari. Nu e așa că problemele din clasa 5-a sunt mai grele decât problemele din clasa 1-a. Dar problemele din clasa 11-a. Cu fiecare nivel cu care mergem, provocările și luptele sunt tot mai mari. Dar Dumnezeu ne întărește, Dumnezeu te schimbă, Dumnezeu te transformă, îți transformă și schimbă mintea și viața ta. Am învățat să fiu mulțumitor cu ceea ce am, am învățat secretul de a trăi mulțumitor în fiecare situație, pentru că pot face totul în Hristos care îmi dă putere. Acum, îi spune aici, orice nevoie. Există nevoi și există cereri sau dorințe. Și există o diferență între dorințe și ceea ce vrem noi. În lumea de astăzi, oamenii au tot felul de cereri și tot felul de dorințe. De multe ori, parcă nu mai avem răbdare și vrem lucrurile aici și acum. În împărăția lui Dumnezeu, și după cum am văzut chiar și în viața mea, și citind viața lui Pavel și viața înaintașilor noștri,
Lucrurile nu se întâmplă pocnind din degete. Uneori trec zile, uneori trec luni, uneori trec ani, uneori trec chiar mai mulți ani în care Dumnezeu te modelează și bucata asta de lut trebuie să fie modelată și făcută după placul olarului. Și unii nu au răbdare și spune, e prea greu, nu are. Dar atunci când există o schimbare și o transformare radicală pe care Duhul Sfânt o face, așa cum a făcut-o în viața lui Pavel, păi orice pericol, chiar și moartea, chiar împroșcat cu pietre, pentru el nu exista un lucru care să-l despartă de dragostea lui Dumnezeu care e în Iisus. Absolut, nu există. Nu există niciun lucru. Și pe mine mă șochează în sensul bun, mă surprinde atitudinea lui. Când ne uităm la viața noastră, mă uit la viața mea și mă plâng de cele mai stupide lucruri sau mă gândesc că am nevoie de lucrul ăsta, deși de multe ori nu am nevoie de el. Dumnezeu oricum îmi promite prin cuvântul lui că orice nevoie mi este împlinită în Iisus Hristos. Începe capitolul Pavel cu trei lucruri care le spune și vi le spun rapid așa. Spune numărul 1, rămâneți ferm în Domnul. Ca să poți să trăiești o viață de mulțumire, ca să vezi nevoile în viața ta împlinite, poate nu în timpul nostru, dar în timpul lui, trebuie să rămâi ferm. Știi ce înseamnă să rămâi ferm în Domnul? În timp, așa, spune așa cuvântul, rezistent la presiunea aplicată din exterior. Vor fi foarte multe presiuni în viața noastră și unii dintre voi le-ați experimentat. Indiferent că ești copil la școală, indiferent că ești la locul de muncă, indiferent că ești acasă, uneori presiunea vine din partea vecinilor, din partea colegilor, presiunea din exterior va veni, dar Dumnezeu ne cere ca o viață de mulțumire, o viață de biruință, o viață în care Dumnezeu te maturizează și crește, este o viață unde rămâi ferm în Domnul. Asta spune el la începutul capitolului 4. Spune, rămâneți fermi în Domnul. Putem rămâne fermi în Domnul atunci când ne ațintim privirea la Iisus și ne aducem aminte că în această lume nu este casa noastră. Speranța pe care o putem în inimă este că într-o zi Iisus va reveni și va aduce toate lucrurile sub stăpânirea Lui. Dar până atunci noi continuăm cu punctul 2. Al doilea lucru, nu vă îngrijorați de nimic, în schimb rugați-vă pentru orice lucru. Rămâneți fermi. Asta înseamnă că nu te clintești. Ascultați-mă, chiar provocarea asta cu locul de muncă e nimic comparat cu Pavel. El spune, nu mă mișc, deci nu mă mut. Orice ar veni, nu mă va muta. Deci nu mă va muta. Hristos este stânca, nu mă va muta. Numărul 2, nu vă îngrijorați de nimic, rugați-vă pentru orice lucru. Rămâneți fermi în Domnul. Să rămâi statornic, să rămâi pe poziție. Când vine unul și zice, ia mă, trage și tu un fum, ia mă și tu ce bea, că nu știe nimeni, nu te vede nimeni. Ia mă aici și înjură, trăiește, fă, pentru că de multe ori în tine așa... Și Duhul Sfânt în tine spune, nu-i locul potrivit, nu fă asta, tu ești chemat la altceva, ești chemat să fii diferit. Rămâi ferm. Când vrei să te plângi, să fii nemulțumitor, alegi să nu te clintești. Și greu. Așa e? Așa e că e greu. Pentru că stresul e mare și uneori cu munca și cu școala, cu cât avem de învățat și uneori oamenii ne obosesc și greu. Și dintr-o dată parcă ne deschidem gura și... M-am săturat până peste cap. Numărul 2. Nu vă îngrijorați de nimic, în schimb rugați-vă pentru orice lucru. Îngrijorarea asta e mama spurcăciunii, cum zicea mama. Îngrijorarea asta e... Deși trăim cele mai bune vremuri pe care cineva și-a dorit vreodată să le trăiască, chiar m-am gândit acum, te duci în orice loc și există Wi-Fi. Îmi dai și mie parola. Și device-uri și tablete și laptopuri și acum nu e mai că n-ai telefon, acum îmi dai mie la 7 plus. Cât vrei pe el? Să avem cel mai tare și cel mai tare. Nu știu exact pe cine vrem să impresionăm, dar nu. Numărul 3, spune lui Dumnezeu ce ai nevoie și mulțumește pentru tot ceea ce a făcut. Spune lui Dumnezeu ce ai nevoie și mulțumește pentru tot ceea ce a făcut. Uneori e greu, vedeți? Din 10 leproși, unul s-a întors la Iisus. Din 10, unul s-a întors. Și a zis, mulțumesc. Mulțumesc. Din nou, tendința umană de a fi egoist, de a fi... No, am primit, lasă că are. Au destul. Spune lui Dumnezeu ceea ce ai nevoie, dar nu uita să-i zici mulțumesc. Ar fi motive să mulțumim lui Dumnezeu...
Doamne, îți mulțumesc că m-am putut ridica din pat. Mi-ai dat picioare, mi-ai dat mâini să pot lucra. Doamne, îți mulțumesc că m-ai binecuvântat cu o soție minunată, mi-ai dat copii. Îți mulțumesc că Tu ești Dumnezeul nostru, îți mulțumesc că Tu ești Domnul nostru. Doamne, ajută-ne ca fiecare dintre noi aici la Casa Întâmplarului să rămânem fermi în Tine, fermi în credință. Nimeni și nimic nu ne va muta. Doamne, îngrijorarea asta nu este de la Tine. Tu chiar ne spui să nu ne îngrijorăm, pentru că Tu ne poți de grijă. Îți mulțumesc că Tu ești Cel care ne poți de grijă în fiecare zi. În dimineața asta îți cer prezența Duhului Sfânt peste fiecare dintre noi. Când vom pleca de aici, Doamne, să avem pace în inimă, să avem bucurie, să ne numărăm binecuvântările și să ne uităm în viața noastră fiecare dintre noi, să vedem cât avem, că ne-ai dat, Doamne, multe și ne-ai binecuvântat. Deschide-ne ochii în săptămâna care vine să fim o binecuvântare pentru cei din jur, să spunem un cuvânt de încurajare, să aducem o vorbă bună, să binecuvântăm, să rostim viață. Și, Doamne, dacă vedem pe cei în nevoie din jurul nostru, ajută-ne ca, chiar fiind în nevoia noastră, să fim o binecuvântare și să vedem pe cel nevoiaș și să întindem o mână pentru cel care are nevoie de atingerea Ta. Atingerea Ta vine prin noi, în numele Lui Iisus. Amin. Nu uitați, atingerea Lui Dumnezeu în lumea în care trăim vine prin mine și prin tine. Amin. Chiar în nevoia în care ești, Dumnezeu îți cere, dacă ai un leu sau ai 10 lei de acolo, de unde ai, din ce ai, poate zici, mă, eu doar m-am botezat. Ascultă-mă, ce-a făcut Dumnezeu în viața ta? Îi spui colegului tău, dar nu am curaj, roagă-te pentru curaj. Și vei învăța să ai curaj. Pas cu pas. Amin? Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.